Consiliul Local Răzvad susține tinerii sportivi ai comunei. Pugilistul Cătălin Cristea a fost premiat pentru performanțele sale. Este campion național pentru al treilea an consecutiv și va reprezenta România în mari competiții internaționale. În data de 31.10.2016 am avut o hotărâre de Consiliu, am avut o ședință de Consiliu Local prin care am adoptat hotărârea numărul 72, în care am acordat diploma de excelență domnului Cristea Cătălin în semn de apreciere pentru obținerea titlului de campion național la box pentru a treia oară consecutiv și un premiu în bani, în valoare de 1.000 de lei. Vreau să vă spun că nu este puțin lucru ca un sat atât de mic, cum este Gorgota, din comuna Răzvad, să ofere campionul național pentru a treia oară consecutiv la box. E un lucru cu care noi, comuna Răzvad, ne mândrim, e un lucru pe care am vrut să-l evidențiez și prin astfel de evenimente vreau să spun că vom premia și ne dorim, ca din Răzvad, să aducem la suprafață cât mai mulți campioni. Nu mă refer doar la box. Toate domeniile pe care noi le avem aici. Evenimentul a fost unul emoționant pentru pugilist. Ținând cont că practic acest sport de 10 ani, niciodată n-am fost invitat la o ședință, la o conferință de presă, nu m-a luat nimeni în considerare și în seamă să aprecieze sportul pe care îl fac. Însă domnul primar a avut ocazia de a mă premia, a stat de vorbă cu mine și l-am felicitat personal pentru rezultatele care le-a obținut, ținând cont că sunt din comuna Răzvad și aparțin de aceeași primărie. Mulțumesc! Tânărul activează la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, iar cel care l-a îndrumat, antrenat și a fost mereu alături este maestrul Nicu Tamaș. Pentru a încuraja practicarea sportului în rândul tinerilor, primarul comunei a făcut un parteneriat cu un club sportiv prin care le oferă copiilor din comuna Răzvad și nu numai posibilitatea de a face mișcare și de a se antrena la sala de sport din localitate.